Președintele PSD Gorj recunoaște că primul tur al alegerilor prezidențiale i-a adus lui Victor Ponta un rezultat mai slab decât anticipau șefii de partid. Și-au propus 60%, dar se bucură și de scorul mult mai mic. Am văzut aseară o emisiune la un post de televiziune unde făceau puțin bășcălie de procentul nostru. A fost bine, dar se putea și mai bine. Că rezultatul final este sub așteptările lor, stau dovadă și măsurile ce urmează a fi luate. Liderii PSD anunță că vor începe sancțiunile împotriva edililor ce nu au luat scorul maxim la ei în localitate. O să ne întâlnim din nou la București, o să mai discutăm foarte mult pe anumite probleme legate de organizare. În ceea ce privește poziția noastră, pot să spun că și ieri și astăzi vom continua analiza la nivel de județ, la nivel de organizație locală. Vom face un punctaj pe secțiile de vot cu cele mai slabe rezultate. Printre primarii mustrați ar trebui să fie însuși președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru. La Târgu Jiu, Victor Ponta a obținut sub 44% dintre voturile alegătorilor. Nici în localitățile Bălești, Crasna, Mătăsari, Padeș, Stănești sau Turcinești, Victor Ponta nu a depășit pragul de 50%.